Încă o dată, bun găsit, dragi telespectatori! Suntem în cea de-a patra zi a manifestărilor culturale, zilele municipiului Onești. Lângă noi... Da! Onești, am zis? Onești, ai zis! Mi-a plăcut! Să bucură domnul Gnadiu! Da! Suntem în... O, că nu mă piedic, nu e problemă. Mă gândeam la domnul primar de la noi. Zic, de ce n-ar face și el tot așa niște chestii? Aba, de face, e la început. Face e încă la început. Bun găsit, dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit, v-am ținut la curent, cum se spune, cu tot ceea ce s-a întâmplat. De fapt, nu e vorba de întâmplări, sunt lucruri reale, sunt manifestări culturale, zilele municipiului Moinești. Pentru a se realiza aceste minunate manifestări, au fost eforturi deosebite și vreau în primul rând, în numele dumneavoastră al telespectatorilor, să-l felicit pe domnul primar Viorel Ilie. Domnule primar, ați făcut un adevărat tur de forță în aceste zile, au fost acțiuni pe toate planurile, ați atins atât acțiuni sportive, culturale, religioase, au fost muzică populară, deci toate genurile muzicale. Să facem o scurtă sinteză a tot ceea ce a însemnat și desigur să începem cu evenimentul cel mai important, inaugurarea acestui așezământ cultural Lira din Moinești. Într-adevăr, am simțit nevoia pentru că am intuit că emulația și emoția și bucuria în jurul acestui eveniment, respectiv inaugurarea Centrului Cultural Lira, va fi mare. Și atunci am spus că trebuie să sărbătorim pe măsură. Și atunci, așa cum spuneați, am încercat să acopăr toată paleta culturală, muzicală, de acțiuni, de ținută științifică chiar, sportive, toate genurile. Începând de joi, de la ora 12:30, când am inaugurat Centrul Cultural în prezența personalităților marcante din județul nostru, a Consiliului Județean, care ne-a fost partener în acest proiect și căruia îi mulțumesc încă o dată, a primarilor, a tuturor celor care au contribuit, constructori și proiectanți. Au fost multe evenimente, chiar și o sinteză ar părea lungă acum, dar aș puncta acest eveniment, evenimentul de seara, primul concert acolo susținut de Filarmonica Mihail Jora din Bacău, împreună cu Marcel Pavel și solista noastră dragă, pentru că ne place să susținem tinerii și să-i promovăm, Alice Făiniță, da, elevă la Octav Văncilă Iași. A urmat ziua de vineri cu evenimente atât la Centrul Cultural cât și aici la Stadionul Municipal și în alte locații și aș aminti acum de celebrarea cuplurilor de 50 de ani, de 65 de ani de căsătorie, am avut un cuplu vineri, evenimente frumoase, Gheorghe Gheorghiu, Anastasia Lazariuc prezent și pe scena Centrului Cultural cât și aici la Stadionul Municipal. A urmat o seară deosebită, o seară inedită cu o premieră la Moinești, un spectacol de teatru a echipei de la Teatrul Municipal Bacovia Bacău. A urmat și aici la stadion o seară la fel de minunată și astăzi, așa cum se cuvine, și aș face o paranteză aici spunând, ați spus cumva că ceva întâmplător sau că nu e întâmplător. Eu spun că nimic nu este întâmplător, că Bunul Dumnezeu ne hărăzește și ne călăuzește pașii într-o anumită direcție și când ajungem la o răscruce, așa de la stânga și la dreapta, apropo de monologul lui Florin Zăncescu, care a fost sărbătorit moineșteanul nostru aseară la Moinești, trebuie să alegi drumul cel bun și dacă chiar nu l-ai ales pe cel bun, trebuie să-l faci să fie bun și noi credem că suntem pe un drum bun la Moinești și iertați-mi lipsa de modestie. Așa cum spuneam și dragilor spectatori de astăzi, pentru că n-aș spune moineșteni, pentru că e toată valea asta, cred că prezentă, pentru că altfel cred că ar fi toți moineșteni aici, că cred că aproape 20.000 de spectatori în această seară aici. Vreau să vă spun că trebuie să împărtășesc această bucurie, așa cum spuneam și spectatorilor, că i-am simțit fericiți când au intrat în Centrul Cultural și au văzut această realizare. Le-am spus și vă spun și dumneavoastră, celor care mă urmăriți, că sunt momente care nu pot fi povestite, sunt trăiri doar. Și aceste trăiri
sunt egoist, le țin pentru mine, dar au fost minunate. Vă împărtășesc din suflet. După atâtea zile de muncă, împreună cu o echipă extraordinară, și ar trebui să spunem acest lucru, foarte multe acțiuni culturale, sportive și așa mai departe, au însemnat un efort colectiv. Aveți o echipă extraordinară, domnule primar. Le mulțumesc din suflet. Celor care au venit și reușesc să facem o echipă împreună și să avem un rit pe care cred eu că trebuie să-l aibă toți cei care sunt și vor să facă ceva. Închei prin a vă spune că o auziți pe Andra, ceva de vis aici la Moinești, mult așteptată. A fost Laura, a fost soții Florentina și Petre Giurgi, niște oameni care ne-au adus din ceva din sufletul maramureșenilor, l-au împărtășit aici cu noi și am avut parte de mulți oaspeți deosebiți aici la Moinești. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit, care urmăriți Exclusiv TV, și să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să avem viața plină de astfel de zile cum am trăit acestea ultime patru, cel puțin la Moinești. Doamne. Desigur, și noi vă mulțumim încă o dată, domnule primar, pentru că ați fost o gazdă extraordinară, ați avut foarte, foarte mulți musafiri, ați avut colegi primari care au venit cu inima deschisă, indiferent de partidele politice, pentru că vreau să vă spun, dragi telespectatori, un lucru sincer, ca reporter am filmat în multe localități din județul Bacău, dar aici nu s-a simțit niciodată că e vorba de politică, e vorba de cultură. Și acest lucru cred că este extraordinar, pentru că oamenii îi văd pe stradă, au vizitat din nou astăzi, chiar dacă la Lira nu era, la momentul în care am trecut cu procesiunea, nu era nimic special, erau ușile deschise, era ziua porților deschise, oamenii chiar și pe drum ne spuneau: domnul Gureanu, dar ați fost să filmați la Lira? Deci, iată niște proiecte cu ajutorul, desigur, și al Consiliului Județean, niște proiecte care aduc bucurie în inima oamenilor. Și vreau să vă fac un cadou, pentru că noi vom face mai multe DVD-uri, fiecare DVD cu ziua respectivă. O să vă înmânez pentru prima zi inaugurarea acestui centru cultural Lira, dar și sfințirea acestui așezământ cultural. Deci le arăt telespectatorilor, este primul DVD, este pentru prima zi inaugurarea, și vi-l înmânesc dumneavoastră, vor urma și celelalte. Și vă mulțumim, vă iubim, domnule primar, vă respectăm și să dea Dumnezeu să aveți putere de muncă și în anii care urmează și să rămâneți același bun prieten al moineșenilor, pentru că vă spun sincer, mesajele noastre au curs în aceste zile la televiziune și lumea spune că vă iubește. Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor și îi asigur de cel puțin de respectul meu și de dragostea mea, pentru că, așa cum spuneam, sunt clipe extraordinare și trebuie să uităm chiar și micile probleme pe care le avem și noi la Moinești, poate unele mai mari, dar numai împreună vom putea să le reușim, să reușim să le rezolvăm pe toate. Vă mulțumesc din suflet, vă salut și vă iubesc. Și noi vă iubim, dragii mei, așa cum v-am promis, au fost cele patru zile, l-am răpit pe domnul primar de lângă scenă, probabil că mai are un pic de treabă cu Andra. Andra cântă în continuare aici lângă noi. Acestea au fost zilele culturale, manifestările culturale, zilele municipiului Moinești. Pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu a transmis de aici, de la fața locului, vă spune la revedere! La revedere!